Conform Federației Române de Handbal, în cazul în care se liberează un loc din ligă, acesta va fi ocupat de a treia clasată la turneul de baraj, în speță CSU Suceava. Inițial se aștepta doar confirmarea oficială că Oradea nu se înscrie în prima divizie, dar bihorenii ezită să-și anunțe retragerea. Conform site-ului arenabihoreana.ro, echipa nu are bani pentru Liga Națională. Ba mai mult, bugetul a fost redus pentru a doua oară în ultimul an. Drept urmare, câștigătoarea seriei de vest a eșalonului secund a pierdut în această vară cei mai valoroși jucători, iar singurele speranțe se leagă de atragerea unui sponsor privat. Între timp, o echipă cu tradiție în handbalul românesc riscă să părăsească Liga Națională. Reșița a rămas din această vară fără sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin, singurul finanțator al echipei. Conform unor surse, 9 jucători au părăsit deja gruparea bănățeană. Este adevărat că am avut o ședință și că am fost informați că nu mai există surse de finanțare de la Consiliul Județean pentru echipa de handbal. Mai multe nu vă pot spune, a declarat pentru Express de Banat.ro Cristian Anghial, președintele clubului cărășan. În aceste condiții, activitatea la CSU Suceava este ca și suspendată. Primarul Ion Lungu s-a întâlnit cu rectorul Valentin Popa pentru a discuta despre viitorul echipei, însă cuantumul finanțării depinde de eșalonul în care va juca echipa. Universitarii tatonează timid piața de transferuri, fără a putea semna vreun contract. Singura certitudine în momentul de față este că pe 7 iulie va avea loc reunirea lotului.